Tragedia s-a petrecut pe drumul care traversează comuna Constanțeană Ion Corvin. Bărbatul de aproximativ 45 de ani a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul a murit imediat după accident. Din păcate, la fața locului au găsit un pacient, șoferul, care era decedat având leziuni craniene incompatibile cu viața. Accidentul a fost observat de echipajul unei ambulanțe care se îndrepta spre o altă solicitare. La scurt timp au sosit medicii de la SMURD și polițiști. În jurul orei 21:15 am fost sesizați că pe DN3, la ieșire din localitatea Ion Corvin, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul conducătorului auto. Deplasându-le la fața locului, din primele cercetări s-a constatat că șoferul unei auto utilitare a părăsit partea carosabilă spre dreapta într-o curbă periculoasă semnalizată la stânga. Cercetările vor continua pentru a se stabili cu exactitate condițiile în care s-a petrecut accidentul.